Viața cuviosului Macarie Alexandrinul. Cetatea Alexandriei a odrăslit pe celălalt cuvios Macarie, care mai înainte era vânzător de poame, iar Sfântul Botez l-a primit la 40 de ani de la nașterea sa. După aceasta, lepădându-se de lume, s-a făcut monah și după nevoințele cele multe și ostenelile monahicești, s-a învrednicit de treapta preoțească și a luat egumenia mănăstirii ce se numea Chelia, care era în pustia Egiptului, între Mitria și Schit. Și a fost prieten de aproape cuviosului Macarie egipteanul, cu care a suferit izgonire în vremea împărăției lui Valent, de la Luciul Arianu, mincinosul episcop al Alexandriei, și de multe ori locuia cu acel sfânt Macarie. Deci amândoi Macarie erau asemenea cu obiceiul și cu viața și au avut povățuitor și învățător pe Marele Antonie, de la care s-au povățuit spre viața cea desăvârșită în bunătăți, fiind ucenicii aceluia, însă mai bătrân cu anii era cuviosul Macarie egipteanul, care s-a dus mai întâi către Domnul. Acest cuvios Macarie Alexandrinul, rămânând după dânsul, a viețuit câțiva ani și despre el scrie Paladie episcopul în Lapsa Icon astfel. Am văzut pe acela care era prieten în faptele credinței cu Sfântul Macarie egipteanul, având același nume, adică pe Sfântul Macarie Alexandrinul, care era prezbiter al locului ce se numea Chelie, unde am petrecut și eu 9 ani, iar dintre aceia 3 ani am viețuit cu Sfântul Macarie, ale cărui fapte și semne ale vieții lui plăcute lui Dumnezeu, singur le-am văzut pe unele, iar pe altele le-am aflat de la cei ce au viețuit cu dânsul mai înainte. Acela, văzând odată la Marele Părinte Antonie niște smicele de finic alese, din care el făcea împletituri și coșnițe, a cerut de la dânsul un snop din smicelele acelea, dar Sfântul Antonie i-a zis: este scris să nu poftești lucrul aproape lui tău. Și când a zis aceasta, îndată s-au uscat toate mlădițele ca de foc, care lucru văzându-l Antonie a zis către Macarie: iată, Duhul Sfânt a odihnit peste tine și vei fi după mine moștenitor al lucrurilor mele. După aceasta, diavolul a aflat în pustie pe Sfântul Macarie, foarte slăbit cu trupul, și i-a zis lui: ai luat darul lui Antonie, de ce nu-l folosești și nu ceri de la Dumnezeu hrană și întărire spre călătorie? Sfântul îi răspunse: puterea și slava mea este Domnul, iar tu nu ispiti pe robul lui Dumnezeu. Atunci diavolul s-a făcut nălucire și Sfântul vedea o cămilă încărcată cu toate felurile de mâncăruri, rătăcind prin pustie, pe care, văzând-o Sfântul că se apropie de dânsul și cunoscând că este nălucirea, a stat la rugăciune și îndată a înghițit pământul nălucirea aceea. Acest cuvios Macarie Alexandrinul a mers la Marele Macarie, cel ce era înschis, și odată când mergeau amândoi undeva și aveau de trecut râul Nilului, li s-a întâmplat lor a se sui într-un caic mare, în care s-au suit și doi polcovnici cu multă mândrie și cu împodobire din afară, având caretă arămită, cai cu frâi aurite și oaste înconjurându-i pe ei și purtătorii lor de arme și slugile fiind împodobiți cu lanțuri și cu brâie aurite. Acei polcovnici, când au văzut pe acești doi cuvioși bătrâni, îmbrăcați cu haine vechi și șezând într-un colț, le-au fericit viața lor smerită și săracă, și unul din polcovnici a zis către dânsii: fericiți sunteți voi, cei ce batjocoriți lumea. Răspuns al lui Macarie Alexandrinul zicând: noi cu adevărat batjocorim lumea, iar pe voi lumea vă batjocorește. Însă să știi că aceasta nu ai zis-o de a ta voie, ci prorocește, căci amândoi ne numim Macarie, adică fericiți. Apoi acel polcovnic, de aceste cuvinte ale lui umilindu-se, după ce a mers acasă, s-a dezbrăcat de hainele sale și, multe milostenii făcând, și-a ales viață pustnicească.
Odată cuviosul Macarie Alexandrinul a poftit să mănânce struguri proaspeți și buni care îi se trimiseseră de cineva și, vrând să-și biruiască pofta cu înfrânare, a trimis unui alt frate neputincios care poftise acest fel de struguri. Acela i-a primit cu bucurie, dar vrând să-și păzească înfrânarea, a trimis altui frate mai neputincios care poftea acest fel de hrană, dar și acela luându-i a făcut același lucru, deși era foarte flămând. Și așa strugurii aceia, fiind trimiși de la unul la altul, înconjurând pe mulți frați, au venit iarăși în mâinile cuviosului Macarie, aducându-se întregi de la cel mai de pe urmă frate ca un mare dar, pentru că nimeni n-a voit să guste din trânsii. Atunci cuviosul, cercetând lucrul și aflând că pe toți frații au înconjurat strugurii aceia, s-a mirat și, mulțumind lui Dumnezeu pentru o înfrânare ca aceea a fraților toți, n-a gustat nici el nicio boabă din trânsii. Și când auzea că se face de cineva vreo nevoință, se sârguia și el cu dinadinsul să o urmeze și să o împlinească cu totul. Odată a auzit despre tabenisioți că în tot postul cel mare de 40 de zile n-au gustat nimic din mâncările care se fac la foc. De aceea și-a pus rânduială ca 7 ani să nu guste din mâncările care se fac la foc, nici coapte, nici fierte, și n-a mâncat nici pâine, nici fiertură, decât numai poame crude sau niște semințe muiate în apă. Deci a petrecut într-o înfrânare ca aceasta 7 ani. A auzit după aceea de alt monah că mânca câte o bucată de pâine pe zi. Aceluia, vrând să-i se asemene, a sfârmat pâine bucățele mici și le-a pus într-un vas ce avea gura strâmtă pe cât putea să încapă mâna și și-a rânduit lui ca atâta pâine să mănânce în zi cât va putea să scoată mâna odată din vas. Mare chinuire a trupului era și aceea de care ne povestește nouă Paladie, că odată zâmbind Macarie acesta grăia. Multe fărâmituri apucam cu mâna din vas, dar pentru strâmtorimea gurii nu puteam să le scot și așa vasul acela nu mă lăsa să mănânc cât aș fi voit. Drept aceea, astfel flămânzind, a petrecut 3 ani, mâncând numai 4 sau 5 dramuri de pâine pe zi, asemenea și apă după măsura hranei, iar unt de lemn 6 litre îi ajungeau de mâncare pe tot anul. Odată, voind de săvârșit să-și biruiască somnul 20 de zile și nopți, n-a intrat sub acoperământ și se ardea ziua de zăduf, iar noaptea răbda răceală în tot chipul, chinuindu-se să nu doarmă. Și precum mai pe urmă singur despre sine a spus spre folosul altora, se uscaseră creierii capului lui și de n-ar fi intrat în chilie și n-ar fi dormit, îndată și-ar fi pierdut mintea. Și zicea Sfântul, pe cât am putut am biruit somnul, iar pe firea omenească căreia îi trebuie somn, nu am putut-o birui, ci m-am supus ei. Pe acest sfânt l-a supărat oarecând duhul curviei și pentru aceea s-a judecat pe sine ca să șadă gol 6 luni în lunca schitului care este în pustia cea adâncă și întru care se află mulțime de țânțari mari ca viespii, care pot să pătrundă și pielea vierilor celor sălbatici. Și rănit a fost cuviosul de acei țânțari atâta încât alții îl socoteau pe el că este lepros, iar când după acele 6 luni s-a întors în chilia sa, abia după glas l-au cunoscut ucenicii săi cum că este Ava Macarie. Dar și a doua oară s-a judecat pe sine la aceeași chinuire de țânțari, când a ucis un țânțar cu mâna sa de durere, supărându-l pe piciorul său și mult sânge a curs. După aceasta s-a căit și s-a ocărât pe sine ca pe un ucigaș și răzbunător, de vreme ce pe a sa strâmbătate singur pentru sine a răzbunat-o și pentru aceea s-a dat pe sine gol țânțarilor spre rănire. Cuviosul a voit odată să vadă grădina și mormântul care se numea Chipotafion, al lui Ianis și al lui Iamvri, vrăjitorii egipteni,
care au fost pe vreme lui Faraon, ca acolo să se lupte cu diavolii, pentru că se povestea că la locul acela erau mulțime de diavoli prea cumpliți pe care acei vrăjitori cu râtele lor farmece îi adunaseră acolo. Și vrăjitorii aceia erau frați și pentru meșteșugul vrăjitoriei lor aveau cea din tâi cinste la Faraon și puteau mult în tot Egiptul. Deci au zidit un loc osebit în pustie, o grădină făcută din pietre în patru colțuri, iar întrânsa și-au făcut mormânt cu lucru prea minunat și au pus acolo mulțime de aur, au sădit pomi de tot felul și au săpat un puț mare pentru că era locul acela de stâncă și umed. Toate acelea le-au făcut nădăjduind că după ieșirea lor din trup să viețuiască acolo în veci cu sufletele lor, iar de bunătățile acelea ca în rai să se despăteze. Dar de vreme ce robul lui Dumnezeu Macarie nu știa calea spre grădina aceea, mergea după stele și precum cârmacii trec marea, astfel și el a trecut toată pustia cu picioarele, însă a luat câte o trestie și după fiecare stadie înfingea în pământ o trestie ca să poată după acele semne să se întoarcă înapoi. Iar după ce 9 zile a trecut toată acea pustie, s-a apropiat de grădina despre care s-a spus și, sosind noaptea, s-a odihnit puțin de osteneală și a adormit. Însă diavolul, care se împotrivește totdeauna nevoitorilor lui Hristos, adunând toate trestiile acelea cu care Macarie și-a însemnat calea sa, le-a pus la capul lui pe când dormea el. Iar bătrânul, sculându-se din somn, a aflat lângă sine trestiile legate în snop. Dar aceasta s-a făcut cu voia lui Dumnezeu spre mai multă nevoință a robului său, ca să nu nădăjduiască spre trestii, ci spre mila lui care a povățuit cândva pe Israel, prin stâlp de nor, 40 de ani în acea înfricoșată pustie. Deci Sfântul Macarie spunea despre sine zicând: când m-am apropiat de grădină și de acel mormânt, au alergat într-o întâmpinare a mea ca la 70 de diavoli în diferite feluri de asemănări, dintre care unii răgneau, iar alții cu mare mânie scrâșneau asupra mea cu dinții, iar alții zburând precum corbii în fața mea îndrăzneau a se repezi strigând: ce cauți aici, Macarie? La ce ai venit la noi? Au doar am supărat pe cineva dintre voi, monahii? Ai acolo pe cele ce sunt ale noastre cu cei asemenea ție. Ai pustia din care ai izgonit pe prietenii noștri. Nouă nu ne este nimic cu tine de obște pentru ce ai năvălit la locul nostru. Fiind destulat cu pustia ca un pusnic, căci acest loc ni l-au încredințat nouă cei ce l-au lucrat, tu însă nu vei putea să petreci aici. Pentru ce voiești să intri în această stăpânire a noastră? Aici niciunul dintre oamenii cei vii n-au intrat, din acea vreme de când s-a făcut de noi îngroparea fraților care au zidit acestea. Și făcând mai multă strigare diavolii, Sfântul Macarie le-a zis: voi intra numai să văd și mă voi duce de aici. Diavolii au răspuns: să ne făgăduiești nouă aceasta numai decât. Zisa robului Hristos: o voi face aceasta. Iar diavolii s-au stins. Deci, intrând în acea grădină, l-a întâmpinat un diavol înfricoșat, cu sabia ascuțită, îngrozindu-l. Către acesta Sfântul Macarie a răspuns: tu vii asupra mea cu sabia, iar eu vin asupra ta cu numele Domnului Savaot și cu puterea Dumnezeului lui Israel. Și a fugit diavolul de la dânsul. Și intrând cu viosul înăuntru, a văzut toate cele ce erau acolo. Puțul în care spânzura o ciutură de aramă foarte veche, legată cu un lanț de fier și rod de oțetar, care nu mai avea nimic înăuntru, căci se uscase de soare, și zidirea cea minunată a mormântului, împodobită cu mult aur. Și pe toate privindu-le destul, a ieșit de acolo fără vătămare și împiedicare, apoi în 20 de zile s-a întors la chilia sa. Într-acea cale, pe când se întorcea, s-a sfârșit pâinea și apa pe care le purta cu sine și a început a slăbi. Deci era să cadă de foame și de sete, dar iată, i s-a arătat, precum singur a spus mai pe urmă, o asemănare de fecioară îmbrăcată cu haina albă care strălucea.
și a văzut o vadră cu apă curată înaintea lui, departe ca de o stadie, și fecioara adeseori punând-o jos, îi arăta apa și îl chema să vină să bea, iar el nu putea să o ajungă, dar cu nădejdea acelei ape a mers 3 zile după dânsa, ostenind tare, pentru că 3 zile acea fecioară i s-a arătat mergând înainte. Apoi i s-a arătat o cireadă de bivolițe, pentru că sunt mulțime de acestea în părțile acelea, dintre care una a stat în preajma bătrânului ostenit, având lângă sine un vițel mic și curgea lapte din ugerul ei. Și a auzit de sus un glas zicându-i: Macarie, apropie-te și bea laptele ei. Iar el, apropiindu-se, a supt din destul și și-a întărit trupul. Apoi a spus Sfântul despre sine și aceasta, ca să-mi arate Domnul mila sa cea mare și să învețe nevrednicia mea, ca spre a lui purtare de grijă să-mi pun nădejdea, a poruncit bivoliții acelea să meargă după mine până la chilia mea și în toate zilele să mă hrănească în cale. Iar ea, fiind slujitoare poruncii ziditorului, venea după mine și nu lăsa vițelul său la țâțele sale, ca numai pe mine să mă hrănească. Odată acest sfânt și minunat bărbat săpa un puț pentru răcorirea monahilor și era în locul acela unde săpa mărăcini și vreascuri, de unde, ieșind o aspidă, l-a mușcat pe el. Și este acea jivină foarte veninoasă și vătămătoare, iar sfântul, apucând cu amândouă mâinile aspida, de amândouă buzele a rupt-o zicând: De vreme ce nu te-a trimis Dumnezeul meu asupra mea, cum ai îndrăznit a te apropia de mine și a mă mușca? Însă acea mușcare a aspidei n-a vătămat cu nimic pe cuviosul. Despre tabenisioți, auzind fericitul cum că au rânduială de viață prea minunată, și-a schimbat haina monahicească și, luând pe cea mirenească, s-a dus acolo. Și 15 zile, mergând prin pustie, a ajuns la mănăstirea tabenisioților ca un om simplu și a întrebat de arhimandritul Pahomie, bărbatul cel iscusit și înainte văzător, care era plin de darul prorocesc. Însă atunci nu i se descoperise lui de la Dumnezeu despre Macarie, căci intrând Macarie la Pahomie, i-a zis: Mă rog ție, părinte, să mă primești în mănăstirea ta ca să fiu monah. Grăita Pahomie lui: Nu vei putea acum să fii monah, de vreme ce ești bătrân și nu poți să te ostenești. Sunt alți frați care, din tinerețe, au deprins iubirea de osteneală monahicească, iar tu, fiind bătrân, nu vei putea suferi ostenelile. Apoi, slăbind, te vei duce de aici și ne vei grăi de rău. Deci, nu l-a primit în ziua întâi, nici în a doua, până la a șaptea, iar Macarie răbda postind. Iar în a șaptea zi a zis către arhimandrit: Primește-mă, părinte! Și de nu voi posti și de nu voi lucra ceea ce lucrează frații, apoi vei porunci ca să mă izgonească din mănăstire. Iar Sfântul Pahomie a spus despre dânsul fraților ca să-l primească și erau 1400 de frați acolo. Deci au primit pe Macarie în mănăstirea aceea și, trecând puțină vreme, a sosit postul Sfintelor 40 de zile și a văzut bătrânul pe fiecare din frați după puterea sa postind, pentru că unii primeau hrana seara, alții după 2 zile, iar alții după 5 zile gustau și alții stăteau toată noaptea rugându-se, iar ziua ședeau lucrând. Deci și Macarie, luând mlădițe de finic, a stat într-un colț și în toate cele 40 de zile până la Paști n-a gustat nici pâine, nici apă, decât numai foarte puține frunze crude de varză, pe care le mânca în ziua duminicii. Și aceasta o făcea ca să se arate altora că mănâncă și ca să nu vină într-o înălțare a minții. Și stând în colțul acela neîncetat, lucra cu mâinile și nu s-a odihnit, nici n-a șezut, nici nu s-a culcat. Apoi, deși ieșea pentru vreo trebuință de la locul său, îndată venind la loc,
nedeschizându-și gura sa, nici grăind cu nimeni, în tăcere făcea cu inima rugăciuni către Dumnezeu. Văzând aceasta, nevoitorii mănăstirii acelea s-au mâniat pe părintele lor și au zis către dânsul: de unde ai adus la noi pe acest om fără de trup, spre înfruntarea noastră, sau pe dânsul să-l izgonești de aici, sau noi ne vom duce? Iar cuviosul Pahomie, auzind aceasta de la frați, apoi despre pusnicească lui viață, cercetând și înștiințându-se, se ruga lui Dumnezeu ca să-i descopere lui despre dânsul cine este. Și i s-a descoperit cum că este Macarie. Atunci cuviosul Pahomie, luând de mână pe cuviosul Macarie, l-a dus în biserică și, cuprinzându-l cu dragoste, i-a zis: bine ai venit, cinstite părinte! Tu ești Macarie și te-ai tăinuit înaintea mea. Eu de mulți ani auzind despre tine, doream să te văd. Mulțumesc ție că pe fiii mei i-ai învățat smerenia, ca să nu se înalțe cu mintea mândrindu-se pentru postirile și nevoințele lor, deci destul ne-ai folosit pe noi. Apoi s-au înștiințat toți frații și, adunându-se cu dragoste, i s-au închinat lui și l-au poftit ca să se roage pentru dânsii. După aceea, cuviosul Macarie, dându-le tuturor pace, s-a întors la locul său. Acest nepătimaș bărbat a spus despre sine și aceasta: am dorit odinioară ca să îndreptez mintea mea astfel ca nimic pământesc gândind, numai spre unul Dumnezeu să fie și să nu se despartă de el nici de cum. Și mi-am hotărât spre acea gândire de Dumnezeu vreme de 5 zile. Și închizând chilia și ograda mea, ca să nu vină nimeni la mine și ca să nu vorbesc cu nimeni, am stat acolo începând de luni și am hotărât minții mele zicându-i: vezi să nu te pogori din cer, ai îngeri, arhanghelii și toate cereștile puteri, heruvimii, serafimii și pe făcătorul lor Dumnezeu. Deci, fii acolo și nu te coborâ la cele de sub cer, ca să nu cazi în gânduri pământești. Și stând astfel 2 zile și 2 nopți, toată mintea înălțând-o în sus, atât de mult am întărâtat pe diavol, încât făcându-se cu totul văpaie de foc, a ars toate cele ce erau în chilia mea, cum îi rogojina pe care stăteam, și mi se părea că și eu cu totul voi arde. Și înfricoșându-mă, am încetat a treia zi planul meu și, neputând mai mult să-mi țin mintea înălțată la cer, m-am pogorât la gânduri pământești, Dumnezeu astfel voind, ca nu într-o înălțare de minte să mi se socotească mie. Despre acest cuvios povestește Paladie, episcopul, și aceasta: venind la dânsul odinioară, am aflat înaintea chiliei lui un preot oarecare din sat, al cărui cap atât era de mâncat de o boală care se numește cangrenă, încât și gura lui putea să se vadă dinapoi a capului. Acela venise la cuviosul Macarie pentru tămăduire și nu-l lăsa la sine sfântul, nevrând să vorbească cu dânsul. Deci eu am rugat pe sfântul zicând: miluiește pe nevoiașul acela și măcar un răspuns să-i dai lui. Iar fericitul mi-a zis: nevrednic este de tămăduire, căci de la Domnul este a lui pedeapsă. Iar de vei voi ca să fie tămăduit, apoi să-l sfătuiești ca de acum să înceteze a sluji preoțește. L-am întrebat pe sfântul pentru ce, iar sfântul a răspuns: fiind prea desfrânat, el slujea sfânta liturghie și pentru aceea se pedepsește, iar de se va teme de Dumnezeu și va înceta slujirea aceea pe care fără frică o făcea, îl va tămădui Dumnezeu. Iar eu, zice Paladie, când am spus despre aceasta preotului, cu jurământ s-a făgăduit ca să nu mai slujească preoțește. Atunci cuviosul Macarie, luându-l, i-a zis: crezi că există Dumnezeu de care nimic nu se tăinuiește? Răspuns a preotul: astfel cred, părinte, și mă rog ție pentru mine păcătosul. A zis Macarie: n-ai putut să te tăinuiești înaintea lui Dumnezeu? Răspuns a acela: n-am putut. Îi zise lui Macarie:
de vei mărturisi păcatul tău și pedeapsa lui Dumnezeu pentru dânsul dacă o cunoști, apoi îndreptează-te de acum. Iar preotul și-a mărturisit căderea sa în păcat și s-a făgăduit ca să nu mai greșească, nici să slujească ale preoției, ci să fie în rânduiala celor mireni. Atunci Sfântul și-a pus mâinile pe dânsul și s-a rugat lui Dumnezeu pentru el și în puține zile s-a tămăduit de răni. Apoi perii capului lui au crescut și sănătos s-a întors la casa sa, lăudând pe Dumnezeu și dând mulțumire marelui Macarie. Sfântul Macarie avea chiliile sale în diferite locuri, una în Schit, fiind în pustia cea dinăuntru, alta în Libia, alta în locul ce se numea Chelie și alta în muntele Nitriei. Dintre acestea niciuna nu avea nici ușă, nici fereastră, căci întrânsele ședea în spintele 40 de zile în întuneric și una era mai strâmtă, în care nu putea să-și întindă picioarele, iar alta mai largă, în care vorbea cu cei ce veneau la dânsul. Apoi mulțime fără de număr a tămăduit de duhurile cele necurate. Paladie pomenește de o fecioară de neam bun, de mulți ani slăbănogită, care fiind adusă din Tesalonic la dânsul, vreme de 20 de zile, cuviosul a uns-o cu unt de lemn sfânt și rugându-se a tămăduit-o de boală, apoi a trimis-o sănătoasă la cetatea sa, iar aceea multe milostenii a dat mănăstirilor după tămăduirea sa. Un tânăr îndrăcit a fost adus la cuviosul, pe al cărui cap punându-și mâna dreaptă, iar stânga pe inimă, s-a rugat lui Dumnezeu. Și era tânărul umflat peste tot ca o bășică. Și când deodată a strigat copilul acela, îndată a ieșit prin toți porii lui apă multă și trupul i s-a așezat în măsura sa, precum era mai înainte. Apoi, ungând pe acel tânăr cu sfântul unt de lemn și stropindu-l cu apă sfântă, l-a dat pe el tatălui său și a poruncit tânărului ca 40 de zile să nu mănânce carne, nici să bea vin și astfel l-a făcut pe el sănătos. Odată au venit asupra cuviosului gândurile slavei celei deșarte, scoțându-l din chilie și îndemnându-l ca cu sfat bun și cu dreaptă pricină să meargă la Roma ca să facă bine bolnavilor, pentru că lucra întrânsul foarte mult darul asupra duhurilor celor necurate. Și multă vreme neascultând de acele gânduri, se chinuia luptându-se cu dânsele, apoi căzând pe pragul chiliei sale, și-a pus picioarele afară și a zis: trageți și mă târâți, o, diavolilor, de puteți, pentru că eu cu picioarele mele nu mă voi duce. Și zăcând mult până seara s-a sculat, însă iarăși aceleași gânduri năvăleau asupra lui. Atunci fericitul, luând un coș care era cu măsura de două obroace, l-a umplut cu nisip și punându-l pe umerii săi umbla prin pustie. Deci l-a întâmpinat Teosebie, cosmitor, cel cu neamul din Antiohia, și a zis: ce duci, Ava? Dă-mi acea sarcină și nu te osteni. Iar el a răspuns: chinuiesc pe cel ce mă chinuiește pe mine, adică trupul, căci când petrece în deșertăciune și în lenevie, mă cheamă în străinătate. Și astfel, mult chinuindu-se cu viosul, s-a întors în chilie cu trupul obosit, biruindu-și gândurile. Ucenicul fericitului Pafnutie povestește că, șezând Sfântul Macarie afară, o hienă, luând puiul său, care era orb, l-a adus la Sfântul și l-a aruncat înaintea picioarelor lui, iar Sfântul, luând puiul acela, i-a atins ochii și s-a rugat lui Dumnezeu și îndată puiul a văzut, iar maica lui, luându-l pe el, s-a dus. A doua zi, iarăși a venit la fericitul fiara aceea, aducându-i o piele mare de berbec, pe care Sfântul, văzându-o, a zis către fiară: de unde ai această piele? Nu cumva ai mâncat o oaie a cuiva? Deci,
Ceea ce este din nedreptate eu nu primesc. Iar hiena aceea, plecându-și capul în jos și închinându-se cu genunchii la pământ, punea pielea aceea la picioarele sfântului. Iar el zicea către ea, ți-am spus că nu o voi primi până ce nu te vei jura mie că mai mult nu vei face rău săracilor mâncându-le oile. Iar hiena, plecându-și capul, se vedea că se pleacă cuvintelor sfântului și se supune lor. Atunci sfântul a luat pielea de la fiară și a dăruit-o sfintei Melania Romana, care cerceta pe sfinții părinți în acea pustie și a numit pielea aceea darul hienei. Și ce este de mirare între bărbații care s-au răstihnit lumii că fiara, câștigând facere de bine, a cunoscut aceasta și a adus dar fericitului pentru slava lui Dumnezeu și pentru cinstirea sfinților lui. Pentru că cel ce a îmblânzit pe lei lui Daniel, prorocul, acela a dat și fiarei pricepere pentru facerea de bine ce a câștigată și a învățat-o să aducă mulțumire. Despre acest sfânt Macarie se mai povestește că din vremea botezului său n-a scuipat pe pământ până la sfârșitul vieții și el s-a botezat la 40 de ani de la naștere, iar după botez a viețuit 60 de ani în ostenelile și nevoințele vieții monahicești. Iar cel mai sus pomenit Paladie, venind odată la cuviosul acesta tulburat de gânduri și de lenevie, precum singur a spus mai înainte despre aceea grăia, ce voi face, Ava Macarie, căci mă supără gândurile zicându-mi, nu faci nimic, du-te de aici. Ava Macarie i-a răspuns, zi și tu gândurilor tale, păzesc pereții aceștia pentru Hristos. Acestui Paladie, cuviosul Macarie i-a spus despre cuviosul Marcu, că din mâini îngerești primea împărtășania dumnezeieștilor taine. Aceasta a văzut-o sfântul Macarie cu ochii săi când el, slujind sfânta liturghie, împărtășea pe frați și zicea, niciodată n-am dat dumnezeieștile taine lui Marcu Nevoitorul, ci îngerul din altar îi dădea lui nevăzut, iar eu vedeam numai degetele mâinii celui ce îi dădea. Acel cuvios Marcu, când era tânăr, știa așezământul cel vechi și cel nou pe de rost și era foarte blând și înfrânat. Iar într-una din zile, fiind slobod în chilia mea, zice sfântul Macarie, m-am dus la dânsul căci îmbătrânise și am șezut lângă ușa chiliei lui și îl cunoșteam că este mai presus de om precum și era și ascultam, prost fiind eu atunci și neștiutor, ce face sau ce vorbește bătrânul. Iar el, fiind înăuntru singur, se lupta cu diavolul, având acum 100 de ani, încât dinții căzuseră și zicea către sine, ce mai voiești de acum, răule bătrân? Iată, acum vin ai băut și un de lemn ai mâncat. Ce mai poftești încă, îmbuibatule, rob al pântecelui la bătrânețe? Iar către diavol zicea, depărtează-te de la mine, diavole! Ai îmbătrânit cu mine în luptă, mi-ai pricinuit mie slăbiciune trupească, m-ai făcut să beau vin și să mănânc un de lemn. M-ai făcut iubitor de dulceți și oare încă îți mai sunt ție ceva dator? Nimic la mine nu vei afla care ai putea să apuci. Depărtează-te de la mine acum, vrăjmașule al oamenilor. Aceasta a spus-o sfântul Macarie lui Paladie, care a și scris aceasta. Iar Rufin, prezbiterul, adaugă și aceasta în viața acestui cuvios Macarie Alexandrinul. Într-o noapte, diavolul, bătând la ușa chiliei lui Macarie, i-a zis, scoală-te, Ava Macarie, să mergem în sobor la cântare. Iar el, fiind plin de darul lui Dumnezeu, a cunoscut vicleșugul vrăjmașului și i-a răspuns, o mincinosule și urător al binelui, ce împărtășire și ce prieteșug ai tu cu soborul sfinților?
Diavolul zise, au nu știi o Macarie că fără de noi nicio cântare bisericească, nicio adunare monahicească nu se săvârșește? Deci vino și vei vedea lucrurile noastre. Răspunsa bătrânul, certe-te pe tine, Domnul necuratule diavol, și întorcându-se spre rugăciunea cerut de la Domnul să-i arate de este aceasta adevărat, precum se laudă diavolul. Și fiind vremea cântării de miezul nopții s-a dus în sobor și se ruga în sine către Dumnezeu ca să-i descopere și să-i arate adevărul celor grăite de diavol. Și iată, a văzut prin toată biserica ca niște copii mici de arapi negri umblând de grabă încoace și încolo ca și cum ar zbura. Și era obicei acolo ca așezând frații, unul citea psalmii, iar ceilalți ascultau. Și ședeau lângă fiecare frate arapii cei mici și râdeau și dacă se atingeau de ochii cuiva, cu amândouă degetele îndată acela adormea. Iar depuneau degetul cuiva la buze, acela îndată căsca. Iar înaintea altora umblau în asemănări femeiești, înaintea altora se făceau că zidesc sau că poartă ceva și felurite lucruri se vedeau făcând și orice închipuiau diavolii râzând înaintea fraților, acelea le gândeau în inimile lor. Iar la alții, dacă începeau să facă ceva de acestea, erau goniți îndată cu oarecare putere și aruncați cu capul în jos și după aceea nu mai îndrăzneau nici să stea înaintea unora ca acelora, nici să treacă pe alăturea. Iar pe alți frați mai neputincioși, care la rugăciune nu luau deloc aminte, diavolii șezând pe grumazul lor și pe spate îi batjocoreau. Văzând acestea, cuviosul Macarie a suspinat greu și plângând a zis către Dumnezeu, vezi, Doamne, și nu tăcea, scoală-te, Dumnezeule, ca să se risipească vrăjmașii tăi și să fugă de la fața ta. Iar după otpust a chemat Ava Macarie pe fiecare frate la sine și l-a întrebat ce gândea la cântarea bisericească. Atunci a mărturisit fiecare gândurile lui și s-a arătat a Evea aceea că gândul fiecăruia era acela pe care îl închipuiau diavolii înaintea lui, batjocorindu-l. Dar altceva mai înfricoșat povestea același cuvios Macarie în vreme când frații se apropiau de dumnezeieștile taine și întindeau mâinile pentru primirea trupului lui Hristos, pentru că în acea vreme nu se împărtășeau cu lingurița, ci trupul lui Hristos se dădea în mâini, așa cum se primește acum anafora, iar sângele Domnului îl beau din Sfântul Potir. Atunci cuviosul a văzut că unora din frați, arapii, le puneau cărbuni de foc în mâini, iar trupul lui Hristos, ce se da cu mâna preotului, se întorcea înapoi la altar. Iar de la cei ce erau vrednici sfinte împărtășiri, fugeau diavolii departe, iar îngerul Domnului sta în altar cu preotul și cu preoțeasca mână întindea mâna sa spre împărtășirea dumnezeieștilor taine. Astfel cuviosul Macarie, fiind înainte văzător, vedea pe cei vrednici și pe cei nevrednici și cunoștea gândurile omenești din lucrurile închipuite de diavol. Apoi multe altele spunând acest cuvios spre folosul fraților și îndreptând pe cei leneși și multe feluri de minuni făcând, s-a dus către Domnul și viețuind 100 de ani. Iar acum în viața cea fără de sfârșit, cu prietenii săi, cu vioșii părinți, slăvește pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe unul întreime Dumnezeu, căruia și de la noi păcătoșii să-i fie slavă, cinste și închinăciune în veci. Amin.